În ultimele 24 de ore, 8 persoane au fost internate la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat după ce testele PCR efectuate la București au confirmat infectarea cu coronavirus. În primul rând, este vorba despre 6 membri ai unei familii din Râmnicelu, contacți direcți ai unui bărbat confirmat cu coronavirus la începutul săptămânii. 3 dintre ei sunt minori. Cazurile 54 până la 59 vizează 3 minori cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani și 3 adulți cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani. Cele 6 persoane sunt contacți direcți ai cazului numărul 41. Toți contactii se aflau în izolare la domiciliu de la momentul declanșării achetei epidemiologice, demarate în urma confirmării cazului numărul 41. Pacienții sunt asimptomatici și au fost transferați la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat. Un alt caz se referă la soțul unei femei însărcinate, confirmate tot la începutul săptămânii cu COVID-19. Cuplul revenise din Anglia și fusese plasat în carantină. Cazul 60 vizează un pacient de sex masculin în vârstă de 32 de ani. A venit din Marea Britanie în data de 26 aprilie și a intrat în carantină într-unul din centrele amenajate la nivelul județului Buzău. A prezentat ușoară simptomatologie, a fost preluat cu ambulanța și transportat la secția boli infecțioase a Spitalului Județean Buzău, unde au fost recoltate probe pentru testarea pentru coronavirus, rezultatele fiind pozitive. A fost transferat la Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat. Pe listă mai este un alt copil în vârstă de 10 ani, nepot al femeii de 68 de ani din municipiul Buzău, diagnosticate cu COVID-19 în data de 4 mai. Cazul 61 vizează un pacient de sex masculin în vârstă de 10 ani, este contact direct al cazului numărul 42. Pacientul a fost transferat la Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat. Ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru stabilirea tuturor contactilor. Cu cele 8 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, județul Buzău a ajuns la 61 de cazuri de coronavirus înregistrate de la începutul pandemiei.